și de domnul, semnalată de domnul Valentin Popa referitor la denumirea semne și cuie, de ce apare odată așa și odată invers. Acest lucru este făcut voit, nu este la întâmplare, tocmai pentru a atrage atenția asupra acelei poezii, pentru a atrage atenția asupra mesajului poeziei respective. Discuția și între mine și Virgil a fost referitor la ce e mai important, semnul, marca care îți lasă această trăire sau cuiele care au produs. Și în primele discuții Virgil a accentuat despre cui, da? Cuiul e cel important, că el îți face cuiul ca sens metaforic, bineînțeles. El îți face semnul, el îți generează mai departe durerea și toate trăirile, dar în timp ce lucram la carte, s-a schimbat, i s-a schimbat optica, în sensul că semnele acum le consideră mai importante, pentru că cuiul face respectiva procedură, ți-a lăsat semnul și după aceea el dispare din peisaj. Dar semnul îl porți cu tine tot timpul. Și atunci, cumva, în timpul procesului, am zis, lăsăm semne și cuie, dar acea poezie o punem în titlu așa cum e schimbată, dar la final îi punem celălalt titlu cărții, tocmai pentru ca să fie, să iasă din context, să focusăm puțin asupra poeziei. De ce unele poezii sunt începute cu litere mari și altele încep cu litere mari sau sunt scrise cu litere mici? Pentru că tot autorul este cel care a decis asta și a vrut să accentueze sau să ridice accentul de pe anumite trăiri. Și în felul acesta a încercat să le semnalizeze. Acum, dacă cititorul reușește să pătrundă tot felul de semnale de genul acesta pe care Virgil le-a lăsat în carte, e minunat, înseamnă că a înțeles ceea ce a spus autorul. Dacă cititorul nu observă chiar toate semnele, e minunat că a citit cartea. Da. Deci nu... Într-adevăr, această carte este o ceartă a lui Virgil cu Dumnezeu, cu ceea ce îi se întâmplă. Într-adevăr, el este un cioranian convins, datorită vieții, l-a dus spre această direcție. Și, într-adevăr, poezia lui și-a accentuat durerea după această pierdere a fratelui. Și, într-un fel, Virgil s-a regăsit în această durere și poeziile lui au ieșit după acest eveniment, au ieșit din el ca un fel de strigăt, dar din ce în ce mai bune, din ce în ce mai mai aproape de o poezie foarte bună. Și într-un fel, pe de o parte a fost acest cui, acest semn puternic și pe partea cealaltă pozitivul care a reușit să scoată din el toată această durere și să o pună într-o formă poetică. Virgil Andronescu, aceasta cred că pentru Virgil Andronescu este cea mai bună carte a sa de poezie. O spun ca unul care am citit toate cărțile lui și cele care nu le mai are și pe cele pe care nu le mai are. Am reușit să le citesc în formate electronice și cred că într-adevăr ar fi și momentul să mai presare puțin optimism, să mai îmbunătățească acest curcubeu din universul întunecat, un curcubeu numai de griuri, și să vină mai aproape și de plăcerile vieții. Am găsit chiar aici o plăcere a vieții, o poezie care este la pagina 35 și care îl face pe el să fie și puțin ieșit din starea lui și puțin euforic. Se numește Amor cu Bacchus. O să vă lați să o descoperiți singuri. Da. Ce mai are Virgil aici? Ce mai este de observat? La un moment dat